Bună dimineața, bun găsit, dragii mei! Iată, ne ajungi la o nouă ediție a matinalului Prima de Dimineață. Este vineri, suntem cu un pas în weekend, dar sper că printre preferințele dumneavoastră referitor la planuri se numără și urmărirea postului de televiziune Prima TV Slatina. Bineînțeles că și astăzi avem foarte multe subiecte pentru dumneavoastră. Începem chiar din acest moment, când îi salut pe colegii mei din emisie și din platou. Bună dimineața tuturor și celor care ne urmăriți la această oră și așteptați nerăbdători în fața micilor ecrane să înceapă matinalul Prima de Dimineață. Ei bine, dacă aveți câteva păreri și sugestii pentru noi, nu uitați că ne puteți scrie pe pagina de Facebook a televiziunii Prima TV Slatina cu mențiunea pentru matinalul Prima de Dimineață. Iar dacă ați ratat una dintre edițiile matinale, puteți să intrați pe site-ul televiziunii primatvslatina.ro și să urmăriți toate aceste ediții matinale pe care vă spuneam că le-ați ratat. Ei bine, astăzi la ora 9 vă dau întâlnire cu invitații zilei. Vorbim despre muzica astăzi și despre Larisa Popa, o tânără talentată, și veți afla și noastră despre ce este vorba mai exact, un spectacol în cinstea ei. Invitații zilei ne vor da mult mai multe detalii. Ofelia Ioan, președintele Federației Star Music România, se va afla aici în studioul Prima TV Slatina, și mama Larisei Popa, Mirela Popa. Ei bine, toate acestea de la ora 9. Până atunci avem și alte subiecte pentru dumneavoastră. V-ați trezit, v-ați băut cafeluța sau ceaiul după preferință? Ei bine, acum este momentul să urmăriți matinalul Prima de Dimineață și, bineînțeles, ce ați spune dacă înainte de toate am face împreună puțină mișcare. Noi de aici din studio, dumneavoastră din fața micilor ecrane, pentru că avem un material pentru dumneavoastră înviorare de dimineață.
Pentru a intra în formă sportivă avem nevoie de mișcare, foarte mult antrenament, bineînțeles, și de odihnă. Să nu uităm de aceste elemente care ne fac ziua mult mai frumoasă și, bineînțeles, că ne aduc în condiția optimă pentru întreaga zi. Acum mergem mai departe, fiecare om cu obiceiul lui, care mai de care mai ciudate am putea spune, dar toți le scoatem la iveală atunci când suntem singuri acasă. Ei bine, depinde de fiecare zodie în parte cum se comportă atunci când este singur acasă, așa că să aflăm și noi pentru fiecare zodie în parte. Eu sunt tare curioasă să aflu cum se comportă fiecare zodie în parte. Vă spuneam, nativii fiecărei zodii când sunt singuri acasă, așa că să nu mai lungim vorba, să începem cu berbecul. Când este singur acasă, nativul din berbec se plictisește de moarte. Ce face un berbec când se plictisește de moarte? Mănâncă ceva bun. Doar că atunci când este singur acasă, la berbec nu prea există mâncare în frigider și asta îl face și mai irascibil și plângăcios. Să vedem acum și pentru Tauri, leneș, nevoie mare. Taurul profită din plin de momentele în care este singur acasă și doarme de duduie pereții. De fapt, doar când este singur, poate și el să se odihnească liniștit, să zacă toată ziua în pat și să nu facă absolut nimic. Vedem acum și pentru nativii zodiei Gemeni. Nativii din Gemeni sunt destul de imaginativi și singurătatea îi face să-și creeze și mai multe scenarii absurde în cap. De fapt, ei ar trebui să fie mereu însoțiți, să nu fie lăsați prea mult timp singuri, pentru că o conversație spumoasă le este necesară, precum aerul în plămâni. Dacă sunt singuri acasă, Gemenii se gândesc cum ar fi dacă ar fi jefuit sau dacă ar veni apocalipsa cu zombii. Rac. Racii sunt atât de visători și singuratici câteodată încât nici nu observă dacă toată familia a plecat cu treburi. Indiferent dacă se uită la un serial, dacă citesc un volum de poezii sau dacă ațipesc la televizor, racii probabil că nici nu știu când sunt singuri acasă, pentru că nu interacționează non-stop cu colocatarii. Leii nu suportă să fie înconjurați de admiratori. Deci, o seară singuri în casă înseamnă sfârșitul vieții pe pământ. Pentru că nu rezistă mult timp singuri în casă, plictisiți și deprimați, leii sunt cei care ies în oraș imediat ce au rămas singuri. Nu numai că ies, dar sună și 10 prieteni ca să se asigure de o seară reușită. Fecioară. Ei, fecioarele se bucură atunci când sunt singuri acasă, pentru că abia atunci pot face ce le place lor, fără să fie judecați. Dacă aveți vecini care cântă la peria din baie sau care dau muzica la maxim, deși nu este vorba de nicio petrecere, atunci probabil sunt fecioare. Când este singură acasă, fecioara va cânta foarte tare melodia preferată. Balanța de-abia așteaptă să fie singură. Nu mai are cine să o pună la treabă și se poate relaxa. Ba chiar vrea și răsfăț și de aceea dacă și când este singură acasă, Balanța va face o baie relaxantă cu spumă în lumina caldă a lumânărilor, cu o muzică suavă pe fundal și telefoanele pe silent. Vedem și pentru Scorpioni. Scorpionii urăsc să se plictisească și statul singur în casă le toacă nervii în ultimul hal, pentru că nu prea sunt creativ când vine vorba de idei care să-i distreze în momentele mai puțin palpitante ale vieții, scorpionii ajung să numere mașinile care trec pe stradă și cele din parcarea blocului atunci când sunt singure acasă. Săgetătorul este o făptură teribil de socială și singurătatea nu-i priește deloc. Pentru că simte mereu nevoia de partener de discuție și aventuri, săgetătorul nu stă degeaba atunci când rămâne singur acasă. Dacă nu-i răspunde nimeni la telefon, săgetătorul începe să vorbească singur prin casă de plictiseală. Capricornul se bucură de liniștea din casă și se uită la seriale. Dacă a rămas singur, înseamnă că asta și-a dorit, pentru că altfel s-ar găsi cineva să tragă de el și să meargă undeva cu restul lumii.
Uneori, capricornii vor pur și simplu să fie singuri și să se deconecteze în felul lor special. Mai avem două zodii, vărsătorul, iată și vărsătorii se bucură când sunt singuri acasă, dar din alte motive. Puțin exhibiționiști de fel, vărsătorii abia așteaptă să fie singuri acasă ca să umble dezbrăcați prin casă și să se hlizească de parcă fac o prostie și părinții nu au cum să afle. Dacă se pricep la gătit, poate chiar vor surprinde familia gătind ceva bun tot în costumul lui Adam. Și peștii, ca și racii, peștii se prind mai greu sau deloc atunci când rămân singuri prin casă. Dacă stau cu colegi de apartament sau familia, este mai puțin important. În general, atunci când sunt singuri acasă, peștii și strigă colegii sau familia prin casă, fără să se prindă că au rămas singuri. Iată, dragii mei, câteva lucruri interesante despre fiecare zodie în parte, cum se comportă atunci când este singură acasă. Noi ne oprim aici cu rubrica Horoscop și sperăm că a ajuns la sufletele noastre și v-ați amuzat în această dimineață. Mergem mai departe în cadrul emisiunii matinale prima de dimineață. Vă reamintesc că de la ora 9 vă dau întâlnire cu invitație zilei. Tot ce trebuie să faceți este să rămâneți în fața micilor ecrane până la 9:30 asta dacă nu aveți treburi urgente prin oraș. Iar dacă sunteți la serviciu sau sunteți nevoiți să plecați din fața micilor ecrane, ei bine, ne puteți găsi pe site-ul televiziunii www.primatvslatina.ro, acolo unde sunt postate toate emisiunile, atât prima de dimineață cât și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei. Și acum, pentru că informația este cuvântul cheie, în fiecare dimineață avem și revista presei. Începem cu ziarul Gazeta Nouă în această dimineață și cu informația acestei zile. Iată ce titrează acest cotidian. Marius Oprescu și consilierii PSD și-au primit mandatele de aleși județeni. Cei 19 consilieri județeni aleși pe lista PSD au intrat joi în posesia mandatelor de la Biroul Electoral Județean. Noul Consiliu Județean Olt se va întruni cel mai probabil săptămâna viitoare, când aleșii vor depune jurământul și vor fi aleși noi vicepreședinți și noul președinte. Nemulțumiri electorale, telefonul bej cu ton de ocupat. Un articol în paginile ziarului Gazeta Nouă din această dimineață. Proiectele viitorului președinte al Consiliului Județean, Oltul n-are altă șansă să se dezvolte decât prin intermediul fondurilor europene. La câteva zile de la învestirea în funcția de președinte al Consiliului Județean, Olt, Marius Oprescu a vorbit despre proiectele pe care le pregătește pentru mandatul său. Emil Moț, primar cu acte în regulă, edilul ales de consilierii PSD și-au luat mandatele. Emil Moț, primarul ales al municipiului Slatina și consilierii locale ai PSD și-au ridicat joi mandatele de aleși de la Biroul Electoral Municipal de Circumscripție Social-Democrație. Au câștigat majoritatea dintre cele 21 de mandate ale Consiliului Local Slatina. Disney Cup Slatina la ediția cu numărul 10, copiii din clasele 5-8 din Slatina vor participa săptămâna viitoare la cea de 10-a ediție a concursului Disney Cup, competiție organizată de municipalitate, al cărei premiu este o excursie la Disneyland Paris. Concursul se va desfășura miercuri la sediul fiecarei unități de învățământ din Slatina, participând copiii din clasele 5-7. Condamnări în dosarul droguri pentru liceeni, doi elevii consumatori obligați la muncă în folosul comunității. Toate cele 28 de persoane trimise în judecată de procurorii de ICOT BT Olt în dosarul droguri pentru liceeni 2 au fost condamnate de magistrații Tribunalului Olt. 5 traficanți au primit închisoare cu executare, fiindu-le menținută starea de arest preventiv.
Vedem și alte subiecte în această dimineață, jaf la restaurantul lacto-vegetarian, hoții au fost prinși după ce au plecat cu o avere. 5 tineri din Slatina au fost reținuți de polițiști și urmează să fie propuși pentru arestare preventivă 30 de zile după ce au furat un safe cu bani și bijuterii din interiorul restaurantului. Fermierii olteni convinși că nu vor putea onora contractele supermarketurilor dacă nu se organizează în cooperative. Vă spun doar câteva dintre titlurile acestei zile, tot din ziarul Gazeta 9 din această dimineață. Achiziție directă și licitație pentru dezinfectații necesare spitalului slătinean. Escrocherii la Caracal, un bărbat cerea banii pentru permise auto și înmatriculări. Accident la Băbiciu cu un șofer băut, 4 persoane au ajuns la spital, 4 tineri cu vârste cuprinse între 19 și 22 de ani au ajuns la spital miercuri noapte după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier în comuna Băbiciu. Potrivit polițiștilor, șoferul autoturismului, un bărbat de 28 de ani din localitate, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală modificat pentru a fi condus de persoane cu handicap din direcția Băbiciu-Scărișoara, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a părăsit partea carosabilă, intrând într-o grămadă de nisip de pe partea dreaptă a direcției de mers. Avem și informații din sport. Se trage cortina peste Liga a 4-a, recolta Stoicănești, ultimul meci oficial înaintea barajului. CSS Slatina în semifinalele etapei județene a Cupei României. Și 8 echipe vor participa la memorialul Eugen Stanciu, stadionul metalurgistul, locul unde fostul fotbalist Gigi Stanciu și-a petrecut o mare parte din carieră, găzduiește în acest weekend o competiție rezervată juniorilor născuți 2006. 8 echipe și-au anunțat participarea la prima ediție a memorialului Eugen Stanciu, organizat de AJF în colaborare cu Direcția pentru Sport Olt. În grupa A vor evolua echipele CSM Râmnicu-Vâlcea, Athletic Slatina, CSS Caracal și Oltenia Craiova, în timp ce în grupa B au fost repartizate Hidro Râmnicu-Vâlcea, CSS Craiova, Viitorul Slatina și LPS Aripi Pitești. Meciurile se vor desfășura sâmbătă și duminică cu începere de la ora 9:30 de minute pe stadionul Metalurgistul. Gigi Stanciu a trecut în neființă în luna ianuarie a acestui an în urma unor probleme cardiace. Acesta a evoluat pentru Oltul Slatina, Viitorul Scornicești și Dinamo Slatina, iar după încheierea carierei de fotbalist a fost președinte la diferite cluburi, printre care Aldro Slatina și FC Argeș. Tot informații din sport, acum AS Milkov încheie sezonul cu adversar accesibilă. AS Milkov va întâlni în ultima etapă actualului sezon a Ligii a 4-a în deplasare ultima clasată Oltul Curtișoara. Având în vedere adversara modestă, gruparea aflată sub comanda antrenorului Ionuț Stache are o bună oportunitate de a încheia stagiunea cu o victorie. Chiar dacă cele 3 puncte vor fi obținute, situația de clasament nu se va modifica, iar AS Milkov va rămâne marea perdantă a barajului de promovare în eșalonul al treilea. Meciul se va disputa duminică cu începere de la ora 11 pe terenul celor de la Oltul Curtișoara. Și încheiem cu Gazeta 9, avem și ziarul eveniment de Olt, în format electronic, bineînțeles. Emil Moț, primar al Slatinei, cu acte în regulă, vă spuneam despre acest subiect și din ziarul Gazeta 9 din această dimineață. Candidații pe care nici colegii de partid nu i-au votat, cine sunt aceștia, aflați dintr-un articol în ziarul eveniment de Olt. Slătinii arestați pentru furtul unui seif cu bani și bijuterii, vă spuneam că acest eveniment s-a petrecut într-unul din restaurantele din Slatina. 5 răniți în urma unui accident produs la Băbiciu, vă spuneam și despre acest subiect, și cercetat pentru înșelăciune. Școală de vară pentru dascălii olteni care susțin definitivatul în învățământ. Vedem despre ce este vorba în doar câteva momente. Candidații olteni care susțin examenul de definitivare în învățământ se pot înscrie la cursuri de pregătire suplimentară puse la dispoziție de Universitatea din Pitești. Cursurile se axează pe programe de pregătire pentru învățământul preșcolar și primar și sunt contra cost.
Tărâmul de poveste creat de GSPC Old se mută la Corabia. A patra ediție a evenimentului Tărâmul de poveste al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Old se va desfășura astăzi la Corabia, în parcul central din localitate. Conducerea instituției le-a pregătit copiilor din centre și căsuțe un program artistic, dar și activități sportive, ziua încheiindu-se cu picnic, muzică și dans. Bun, mergem și la Jurnalul Olteniei să vedem care sunt subiectele dezbătute de ziariștii de la acest cotidian. S-au tras clopotele pentru eroii patriei, Naționala începe aventura la euro și CSU cu o nouă conducere, primele informații ale acestei zile. Începe procesul doljanului care a înjunghiat-o pe vânzătoarea magazinului de lângă spitalul de urgență din Craiova. Pandurii la cel de-al doilea eveniment consecutiv și Primăria Craiova spune nu depozitului de deșeuri radioactive de la Radiana și noului reactor nuclear de la Kozlodui. Baschet de stradă în centrul Craiovei, să vedem despre acest subiect, vă spun imediat. Craiovenii vor putea admira în următoarele două zile jocuri de streetball, ce vor avea loc în zona centrală a Craiovei. Piața Mihai Viteazul va găzdui în acest weekend a doua etapă din cadrul circuitului național de streetball la competiția organizată de Sport Arena în Bănie, în parteneriat la nivel local cu alte instituții abilitate. Rămânem tot la ziarul Jurnalul Olteniei. Vedem și alte subiecte. Bună dimineața, noapte bună și jocuri magice în weekend pe scena fabricii de povești Electrocolibri, iată tot în Craiova. Și taximetrist decedat în urma unui accident, unde s-a petrecut, aflați din paginile ziarului Jurnalul Olteniei din această dimineață. Haideți să vedem ce scriu și ziariștii de la Gazeta de Sud. Informația de ultimă oră. Milioanele din marile dosare TV rămân în buzunarele inculpaților. Debrașările de la Termo se pot obține în instanță și trei directori din CEO trimiși în judecată de către DNA. Gorjul în topul județelor cu tăieri ilegale de arbori, iată un subiect ce-l găsim, vă reamintesc, în Gazeta de Sud din această dimineață. Greenpeace Romania a publicat ieri raportul despre tăierile ilegale de arbori din România pentru anul 2015. Județul Gorj se situează în topul județelor cu tăieri ilegale de arbori într-un raport întocmit pe anul trecut de organizația Greenpeace România, fiind pe locul 9 la nivel național în ceea ce privește tăierile ilegale de arbori și pe locul 3 la infracțiuni forestiere. Potrivit statisticilor realizate de către Greenpeace, Garda Forestieră a depistat în județ 632 de cazuri de tăieri ilegale. Să vedem ce se întâmplă și în lumea mondenă, cine cu cine s-a mai împăcat, cine de cine s-a mai despărțit, toate aceste subiecte fierbinți ale momentului le aflăm din ziarele Libertatea și Click din această dimineață. Bomba anului în showbiz, Oana Zăvoranu s-a măritat cu palestinianul Alex. Iată, o avem pe Oana Zăvoranu și subiectul despre Oana Zăvoranu. Vedem imediat despre ce este vorba. Ultimul mesaj făcut public în urmă cu doar câteva zile pe contul de Facebook este dovada clară că lucrurile între Oana și Ashraf sunt mai serioase ca niciodată, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. De altfel, tânărul i-a fost aproape în cele mai grele momente. Și tot din ziarul Libertate aflăm și alte subiecte în această dimineață. Borcea a ieșit din închisoare, primele imagini după nașterea fiului Valentinei Pelinel, Alina Vindican va face crize de nervi, de ce aflați din ziarul Libertatea. Și Tudor Chirilă cere renumărarea voturilor, un fleac, nu sunt multe.
Și cum arată bebelușul Andrei Tonciu, aflați de asemenea și vedeți imagini în paginile ziarului Libertatea. Ne oprim aici cu revista presei, dar și cu prima parte a matinalului, prima de dimineață. Și vă spuneam încă de la începutul acestei zile că vorbim despre muzică și despre tineri talentați, așa cum este și Larisa Popa. Alături de mine în această dimineață se află mama Larisei Popa, doamna Mirela Popa. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, îi spun și Ofeliei Ioan, profesoara Larisei. Bună dimineața! Și bine ați venit, domnule președinte al Federației Star Music România, domnul Costel Oprea. Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că sunteți aici în cadrul emisiunii matinale și nu ați venit cu mâna goală, pentru că, iată, avem aici și câteva trofee, câteva medalii obținute de Larisa, dacă nu mă înșel. Care să începem dintre noi? Să spargem gheața. Aș vrea să începi tu, Ofelia. Cum ai început colaborarea, ca să spun așa, cu Larisa? Cum ai cunoscut-o și cum a evoluat ea de-a lungul timpului? Larisa are un an și un pic de când este la mine. O colaborare frumoasă, dar eu vreau să cred că este începutul unei colaborări de mare succes. Știi foarte bine că am fost prezente de mai multe ori la tine în studio. Larisa a intrat în competiția festivalurilor naționale, este de un an și ceva la mine, face canto, muzică ușoară, dar în afară de asta face și instrument, atât pian cât și xilofon, deci cântă la mai multe instrumente. A început acum un an și ceva și a început frumos și sper ca de acum încolo să avem rezultate mult mai bune ca anul trecut. Adică noi anul ăsta sperăm spre locul 1 și trofeu. Eu asta îmi doresc pentru un copil extrem de talentat cum este ea. Doamna Popa, cum ați descoperit talentul fiicei dumneavoastră? De când era metitică, 4-5 ani așa, cânta prin casă, se cocoța pe scaun, se cocoța pe pat și își făcea spectacolele ei. Ne-am dus când am plinit 5 ani, ne-am dus la mare și acolo era pe plajă un concurs de karaoke. Mami, vreau să cânt. Păi zic, ce vrei să cânt? Păi mami zice, vreau Titanicul să-l cânt. Aoleu, zic, în gândul meu, zic, nu se poate, zic. Eu am mai auzit-o prin casă cântând cântecul, dar domnule, nu s-a dat jos de pe scenă până nu l-a terminat. În engleza pe care a perceput-o ea la vârsta respectivă. Și atunci a primit cele mai multe aplauze și cele mai multe premii, fiind cea mai mititică care a cântat. Și ce v-ați gândit? Într-adevăr are... Domne, zic, asta zic, e făcută pentru scenă, zic, nu se duce, nu se dă la o parte de pe scenă, zic, hai să mergem să vedem unde putem să o băgăm să facă canto, să studieze de mititică și ne-am dus la arte și meserii, la secțiunea de canto, unde a făcut acolo 3 ani de zile. După aceea, după 3 ani de zile, ne-am reorientat că școala s-a terminat și a luat diploma și acum ar trebui să pornim pe calea noastră. Câți ani avea când ați dus-o? 5 ani. 5 ani? 5 ani, da. Adică nici chiar 4 ani jumate mai avea până făcea 5. Așa. Și... Deci ea nici nu știa bine să citească, da. Dar pe de cealaltă parte muzica era totul pentru ea. Cunoștea, da, foarte bine tainele. Da, bineînțeles. Da. Și a fost în lumea ei, pentru că acolo s-au organizat spectacole, știți foarte bine. Și aici la televiziune și peste tot în județ, mai mult în județ. Și ce să spun, mi-a plăcut foarte mult. Totodată am dus-o și la pian, de la 5 ani, deci a făcut canto și pian. Acum, mai nou, este și la xilofon. Studiază xilofonul și percuția la școala Nicolae Titulescu. Este în anul 2, a fost olimpică anul ăsta și percuție și la xilofon. A luat premiul 2 pe țară, deci eu zic că a evoluat în bine. Pianul l-a lăsat un pic mai la o parte pentru că nu mai există timp decât așa de studiu.
Domnule Oprea, cum ați aflat dumneavoastră de Larisa? În 24 aprilie, tot la liceu, colegiu vocațional, a fost acel festival care l-am organizat pentru Diana Moneti. Am văzut-o acolo, la xilofon și la canto. Mi-a spus să rămâi la sfârșit, o să avem treabă. Începem cu acest festival care îi poartă numele și pe urmă afară. Vreau să o lansez afară, este foarte talentată, deci mie vine mai ușor, pentru că eu iau direct produsul finit. Da. Scopul meu, ați văzut ca și la Diana Moneti, într-un timp foarte scurt, țin minte pe 6 martie la București i-am dat marele trofeu, apoi pe 24 i-am făcut propriul festival și pe 24 aprilie, deci anul ăsta, și pe 8 mai am dus-o la Milano la un mare festival. Așa voi proceda și cu Larisa și cu... Mai am încă vreo 4 copii din țară, din Bârlad, din Constanța. De la noi din Olt? Mai aveți pe cineva sunteți în vizor? Sunteți pe primul loc, am doi. Și mai sunt în vizor. Noi ne mândrim cu toți tinerii talentați pe care îi avem în județ și sunt convinsă că în întreaga țară sunt copii talentați. Da, da, dar nu sunt descoperiți sau dacă sunt descoperiți, nu are nimeni. Nu au timp sau știu să-i lanseze afară. Eu asta vreau, să-i lansez afară, pentru că acolo se vede valoarea lor. Mâine la Podcoava voi avea iar un festival tot pentru descoperire de asemenea talente. Doamna Popa, când Larisa a aflat că va avea un spectacol cu numele ei, care a fost reacția, prima reacție? Mami era foarte încântată când și-a dat seama că de fapt va avea acest spectacol, că va înmâna ea premiile, foarte, foarte încântată. A, și o să fac parte din juriu, adică s-a simțit foarte așa ca o adevărată vedetă. Zic, mami, da, da, la sfârșitul spectacolului va trebui să faci un micro-recital, să cânți la pian, să cânți la xilofon, să cânți la voce, da? Și foarte, foarte încântată, de-abia așteaptă, e nebunită. Deci acesta este trofeul, da. Să înțeleg, da. Ce va fi înmânat da. celui care va câștiga acest festival. Da. Un trofeu foarte frumos, simbolistic pentru tinerele speranțe. Da, foarte frumos. E ca un înger care ține o diademă. Da. Ofelia, ce înseamnă pentru tine acest lucru? Iată, un elev de-al tău va avea propriul festival. Păi, cred că este una dintre cele mai mari satisfacții pe care le poate avea un profesor. Până la urmă, se văd rezultatele și muncii ei și muncii mele. Este o muncă de echipă, profesor-elev. Poate că este prea mult spus profesor-elev, pentru că eu cu toți elevii mei sunt prietena, nu sunt profesor și sau mi-ar plăcea să fiu prietenă, dar cred că suntem. O mare satisfacție și o mare bucurie, pentru că talentul el este încununat și este la început de drum. Dacă la 11 ani a reușit această performanță, eu îmi doresc ca Larisa să ajungă extrem de sus și sunt convinsă că va ajunge, pentru că este un copil extrem de talentat, are toate datele native să ajungă și este foarte ambițios. Își dorește să facă foarte multe lucruri, ceea ce este cam rar așa în ziua de astăzi, să îmbinie și instrument și canto. E un copil matur până exact. La urmă. Exact, da. Putem să spunem și că s-a maturizat un pic mai devreme. Dar nu cred că asta e o problemă, pentru că majoritatea copiilor în ziua de astăzi sunt maturizați timpuriu, așa. Faptul că ea face muzică, care până la urmă este o formă de artă extrem de sensibilă și arată acest lucru, contează foarte mult. Deci este cea mai mare satisfacție a mea ca profesor. Domnule Oprea, cum se va desfășura acest eveniment de la Slatina, acest festival?
cred că o să devină obișnuință, având mai mulți copii, mai mulți concurenți, o să devină obișnuință acest program, desfășurarea acestui festival. La ora 12 se fac înscrierile și apoi, pe categorii de vârstă, vor evolua în fața jurului acei concurenți. Ca noutate, ei sunt pe secțiuni. Deci nu va fi numai secțiune muzică, instrument, va fi și dans, și toate secțiunile. Ce vârstă au copiii care se pot înscrie? Cum îmi place mie să spun, între 4 și 104 ani. Deci toți am avut și 102 ani, am avut și 70 de ani și 50 de ani. Deci este locul pentru toată lumea. Deci, până la urmă, vârsta nu este un impediment. Cine face parte din juriu? Acum, în premieră, spun, aș vrea și doamna Ofelia să vină la juriu. Și tot în premieră îi spun acum, chiar la festivalurile internaționale, unde o voi invita pe Larisa, vă fac invitația să fiți în un juriu internațional. Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Nu e greu. Da. Sus, avion. Da. O să vin cu mare drag mâine în juriu, o să fie și domnul Oprea mâine în juriu, da. o să fie Iuliana Băleiță la dans. Și încă o profesoară, de instrument. Muzică. Adică am încercat să diversificăm un pic paleta. Iar pe cantul popular am adus-o pe Doina Muntean din Mangalia. Deci va fi un juriu de specialitate pentru toate secțiunile care vor fi în da, am concurs. Înțeles. Cum s-a desfășurat celălalt festival? Nu știu dacă v-ați atins obiectivul, dacă au fost mulți olteni care au venit să participe, cum spuneați, de toate vârstele. Cel destinat Dianei. Au venit din Craiova, din toate județele, din împrejurim. Ca vârste au venit până în 24 de ani. Cam de obicei așa vin. Ceilalți sunt mai reticenți? Da, în alte județe, de exemplu în Dobrogea, acolo au venit la cei de 50 și ceva de ani. În Galați am avut 102 ani, în Ploiești între 50 și 70 de ani. Deci, depinde, care au curaj, care sunt mai reținuți, normal. Ei, pe categorie de vârstă, doar întâi intră cei de vârste mici și la o sfârșit dintre cei de vârste mai mari. Dar au curaj, au. Doamna Popa, este o moștenire de familie sau pur și simplu așa s-a întâmplat ca Larisa să aibă acest talent? Nu este muștinje deloc. N-am avut în familie pe nimeni care să cânte. Da, din partea soțului meu, soacra mea cântă foarte frumos, muzică populară. Dar nu a făcut o carieră din treaba asta, doar așa, cântă ocazional, să zicem. În rest, nu. N-am avut din partea familiei mele, nu. N-au fost îndreptat spre arta asta a muzicii niciunul. Și mie mi-a plăcut. De glumă, într-adevăr, soacrele sunt native. Da. Poate aduceți la concurs. Tot ca are 80 de ani, da. Păi și se încadrează. Tânăr, la 80 de ani, e tânăr. Da, se încadrează. Pentru concurs, da. Ofelia, la ce concursuri, la ce festivaluri ai participat cu Larisa până acum? Oh, sunt multe. Sunt multe și... Cele mai importante, să le spunem. Și aici, la Slatina, dar e mult mai greu să fii profet Sibiu. În propria ta țară, între ghilimele. Sibiu. Prietenii știu de ce. Da. Sibiu, Târgu Jiu, Craiova, București, anul trecut asta am făcut și anul acesta la fel. Adică de-abia acum, din iunie, începem, de pe 25 când pleacă la Costinești, și domnul Oprea poate să vă spună mai multe,
pentru că este unul dintre premiile pe care l-a câștigat în gala concursului Diana Monete și pleacă la Costinești, unde nu se cere să se distreze, adică și acolo cântă. Și dacă drumul ei va fi în regulă, probabil că vom auzi despre ea la nivel internațional, cum spune domnul Oprea, și până la urmă este cea mai mare mândrie. După care drumul nostru continuă de festivaluri. Deci nu ne oprim aici, pentru că avem o vară în care noi vom munci. Adică acest copil când nu va avea vacanță. Când alții se odihnesc, tinerii talentați... Da. Acest copil muncesc. Nu va avea vacanță. Deci noi vom munci, pentru că este o perioadă mai relaxantă când nu au școală, dar vom munci și vom participa în continuare la... Avem agenda plină, nu e problemă. Intrăm în studio, o să facem din nou piese. Deci avem ce face toată vara. Va avea propriile piese? Până în acest moment, nu. Larisa cântând un repertoriu atât românesc cât și internațional, majoritatea pieselor fiind cover-uri, m-am gândit și la varianta de a avea propriile piese și de a colabora cu cineva care să-i scrie un text și o compoziție muzicală, dar în festivaluri se poartă foarte, e la modă chestia asta cu cover-urile și la modă chestia cu cântatul de piese extrem de grele pentru un copil. Și aici e de discutat, adică dacă suntem de acord cu acest lucru sau nu. În momentul ăsta cântă cover-uri, piese care ei plac, niciodată nu i-am impus să cânte ceva ce nu-i place. Dar e greșit acest lucru să cânte piese, așa cum spuneai, destul de grele, care nu se pretează pentru un copil? Din punctul meu de vedere, da. Și probabil că nu știu dacă majoritatea vor fi de acord cu ceea ce spun eu acum. Da, asta se cere? Da, asta vrea România la ora asta pentru un copil. Dacă mă întreb pe mine, sunt copii chinuiți. Adică la 11 ani să cânți o piesă, îți dau un exemplu, da? Din repertoriul Larry Fabian sau din repertoriul celebrei Whitney Houston, da? Un copil la 11 ani nu o să aibă tehnica niciodată cât ar învăța, este copil. Trebuie să învețe foarte multe lucruri și sunt copii care nici măcar nu știu să respire corect și se apucă de muzică. Și totul pornește de la respirat, nu neapărat în muzică. Și atunci ei sunt ghidați, dacă vrei, greșit la un moment dat, de către profesori, pentru că profesorul vrea o anumită melodie, dar copilul ăla săracul nu poate. Sau dacă poate, la un moment dat, într-o bună zi, riscă să rămână fără glas. Dar sunt foarte puțini oameni care acceptă chestiunea asta, inclusiv părinții. Sunt foarte mulți părinți care nu înțeleg acest lucru. Domnule președinte, care este părerea noastră despre ceea ce se întâmplă la ora actuală în România vis-a-vis de festivalul și de ceea ce spunea Ofelia mai devreme? Exact asta vreau să subliniez. Aveți dreptate, doamna Ofelia. Eu cunosc profesori, cunosc și copii care au participat la festivalurile organizate de către mine și care nu mai au voce. Au nodul pe corzile vocale. Exact. Deci copii de 12 ani, 14 ani, care nu mai pot cânta. Deci, în primul și în primul rând, profesorii trebuie să-i îndrume la un medic foniatru. Vadă corzile vocale și apoi să... Și la fel, văd... Dar câți profesori fac lucrul acesta? Puțin. Sau deloc. Exact. Pentru că n-au interes. Ei au interes să-i forțeze copilul, să ia trofeu și să facă o imagine profesorului. Uite, a fost acolo și a luat trofeu, elevul meu. Dar nu se gândește la acel copil. Și la fel cum ați spus, și părinții greșesc. Da. Este o întrecere între părinți. A, fata mea a luat trofeu acolo, o duc acolo, că este, a mea este mai bună. Nu, nu. Și chiar eu le spun părinților să urărească cu aceste festivaluri. Sunt părinți care duc copiii la de 2-3 festivaluri pe lună. Da, poate chiar mai mult. Deci este... Este obositor pentru un copil? Obositor, dar lor le trebuie o pauză vocală. Exact. Copiii, normal, nu-și dau seama de acest lucru. Lor le place să fie pe scenă, să cânte. Da, dar vedeți că ei fac ce spun părinții, ce spun unii profesori. Și... Exact ce discutăm mai devreme. Adică un copil care să stea de la 9 dimineața și până la 9 seara într-un sistem de festival în România, numai să stai atâtea ore și să aștept celelalte categorii, este extrem de obositor.
plus ceea ce am discutat mai devreme, o piesă care nu este pe calibru unui copil de 11 ani. Da, exact cum a spus și domnul Oprea și eu îmi susțin ideea, indiferent dacă lumea este de acord cu mine sau nu, părintele trebuie să-și dea seama că, în primul rând, trebuie să-i vrea binele copilului lui, să nu facă muzică de dragul de a face muzică. Pentru că, exact cum am discutat... Poate că nu cunoaște aceste detalii. Dar în momentul în care li se spun aceste lucruri și nu acceptă realitatea, atunci nu mai este vina mea ca profesor. Dacă te duci și le spui în față, copilul nostru nu are glas, da? Nu există așa ceva. Nu aveți dreptate. Și atunci, deci, aici nu înțeleg. Poate că este mult dur spus așa, dar eu, până la urmă, sunt un om direct, mai ales că eu cânt, asta fac. N-am cum să mă joc, nu pot să mint lumea că are voce, lucrurile astea se aud. Și atâta timp cât se aud, este, toată lumea te condamnă și pe tine ca profesor care stai în spatele ei, și părinții, și copii. Copilul mai puțin de condamnat. Dar nu se poate, ca exact ce am discutat mai devreme, să riști, să rămâi fără glas, sau cum a spus domnul Oprea, nodulii care, să mă ierte Dumnezeu, este primul pas spre pareza vocală. Adică un copil, și nu neapărat un copil, un solist trebuie să știe să-și ia acea pauză vocală pe care până la urmă și eu mi-o iau că sunt în domeniu și să nu cânți. Da, nu se acceptă acest lucru. Realitatea e un pic diferită. Da, nu s-a mai schimbat sistemul acestor festivaluri comuniste, dacă îmi permite să le spun așa? Nu, din păcate nu. Ți-am răspuns. Nu. România încă este în urmă la acest capitol. Valul de tineri care, să zicem, văd lucrurile mult mai nonconformist. Doamne ferește, n-am negat niciodată compozitorii vechi care până la urmă știu ce înseamnă muzică, dar cred că este cazul ca să arătăm și altceva. Adică deja sunt niște piese care sunt cântate de vreo 20 de ani și alea se cântă tot timpul în festivaluri. Și până la urmă vrei să arăți și altceva, sunt oameni care au glasuri diferite, care vor să cânte și altceva. Poate că eu m-am săturat de o piesă de acum 10 ani, chiar dacă este hit. Că până la urmă și eu același lucru fac. Vreau să sune altfel. România nu cred că este pregătită pentru așa ceva. Am înțeles. Și acum, revenind la Larisa, doamna Popa, fica noastră cântă în italiană, în spaniolă, în engleză. Cum a reușit ea să învețe atât de repede? O muncă susținută al Ofelia, care e foarte... Ca pe poezie, ca să înțelegi. E bună la engleză, știe să-i spună, să-i explice, băi, vezi cuvântul ăsta, se spune așa, nu se spune... În fine, e foarte bine pentru ea, pentru că acum studiază și engleză și la școală face și germana. Acum, germana. Dar când era mai micuță, cânta în italiană, foarte bine, i-a plăcut italiana, nu știu de ce, a prins-o așa din zbor. Deci... Am mai ajutat-o și eu, că și mie mi-a plăcut italiana și e foarte apropiată de limba română. Are o muzicalitate la fel ca limba română. Așa că am mers strună pe limba asta italiană și un pic spaniolă. Nu știu ce am mai încercat. Am mai încercat ceva? O să încercăm mai multe limbi. O să încerc deci mai multe limbi. În chineză? În chineză nu. Adică, o să ne ducă domnul Oprea în China? Nu se știe niciodată. Deci încercăm toate limbile posibile. Mai puțin chineză, că nu cred că ar ieși ceva. Da. Tot în premieră vreau să vă spun, eu tot mă gândesc la Larisa, cum să o lansăm cât mai repede. Referitor la CD-ul, propriul CD cu propriile melodii, vă recomand un prieten de-al meu, George Dragomir, un profesor din București. Da, îl cunoște foarte bine. Știți, care da. Îl compune pentru copii. Da. Nu e asta o problemă, că avem cu cine colabora. În afară de domnul Dragomir, mai este și Claudiu Bulete, care lansează Copii la Mamaia Copiilor. Deci avem paletă diversificată. Dar nu ne-am gândit încă la acest lucru. Da. Deci chiar nu ne-am gândit 5, la acest lucru până 5, în momentul 10 ăsta. 10 melodii. Da. Textier avem pe Doina Muntean,
Deci, iată, în deci, direct da, se exact. Pune, se pune gândim la... Mai aveți astfel de surprize să le spuneți cu toate, că nu de alta, dar mai avem puțin și trebuie să încheiem emisiunea. Da, păi, aflând acum că Larisa cântă în trei limbi, deja mă gândesc la Italia, Spania și Londra. Da, unde la Londra vreau să mă pun și eu dacă... Deci mi-aș dori și eu să ajung la Londra, să știți. Jur că veți fi în jur. Deci la Londra chiar îmi doresc. Da, și Italia e foarte frumoasă și Spania, chiar, cred. Chiar acum, pe 5 iunie, am fost la Torino, e o mare comunitate acolo, și am făcut o preselecție pentru un viitor festival în octombrie. E un festival Starurile Diasporei. Au venit vreo 30 de copii, din care 28 foarte buni. Deci și români și italieni au fost din mai multe țări acolo. Deci mi-a plăcut că și românii din diaspora sunt buni. Profesori buni, au fost la teatru, instrument, muzică ușoară, muzică populară, muzică corală. Foarte activi acolo în Torino, față de Milano, față de Roma, unde, față de Paris, unde mai fost. Deci românii din Torino mi-au plăcut. Și iată... Pentru că suntem la finalul ediției de astăzi, trebuie să le reamintim telespectatorilor noștri că poate vor fi doritori care vor să o vadă pe Larisa și pe ceilalți concurenți din cadrul acestui festival. Mâine, 11 iunie, la Colegiul Național Vocațional Nicolae Titulescu din Slatina, în amfiteatru, de la orele 12, și la Podcoava, duminică, tot orele 12. La aceeași oră. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mai aștept cu mare drag în cadrul emisiunii matinale Prima de dimineață. Mult succes în activitățile întreprinse. Da, mulțumim. Mulțumim. Și acum a sosit momentul să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, dragi telespectatori. Nu uitați că ne revedem luni de la 8:30. Până atunci, o zi superbă și un weekend minunat cu mult soare în suflet. La revedere! Thank you.